Suporterii Zimbrului au intrat pe teren în repriza a doua a meciului cu Milsami și au oprit partida pentru câteva minute. Pentru acest incident, clubul din capitală a fost amendat cu 3.500 de lei de Federația de Fotbal. Pizzeria nu a ieșit fanii echipii Zimbru. Deci ei așa au fost sancționat clubul Zimbru, deci că n-au, în primul rând n-au efectuat pază și n-au asigurat ordinea în timpul meciului. În pauza meciului, suporterii celor două echipe s-au luat la bătaie. Potrivit președintelui Comitetului de Competiție al FMF, Ghenadie Lâsâi, acest incident este examinat de poliție. Pentru bătaie se clarifică ordinea de poliție și incidentul cu autobuzul, la fel. Vor fi depistate persoanele vinovate care vor fi atrase la răspundere contravențională sau chiar și penală. Incidentele au avut loc sâmbătă pe stadionul Zimbru din capitală.